Cu siguranță, dacă cumpărați componente în cantitate mai mare, eu știu, poate aveți o firmă sau în fine, ați observat că prețurile s-au ridicat extraordinar de mult. Chiar m-au șocat unele prețuri la unii tranzistori care cu un an și ceva în urmă îi cumpăram la câțiva euro. Acum prețul la unii tranzistori s-a triplat. De exemplu, acest tranzistor îl cumpăram, bineînțeles, luam la mai multe bucăți, nu luam o bucată și luam sub 3 euro pe bucată, iar acum a ajuns la 6,25 euro. Dacă iau 100 de bucăți, încă este mai scump față decât dădeam acum un an. La fel cu mâjele 4281, prețul a ajuns la 7 euro pe bucată plus TVA, bineînțeles. Iar acum, de exemplu, ar trebui să cumpăr vreo 100 de bucăți de acest tranzistor și prețul este incredibil, 7,38 euro, iar am o factură aici din 2021 când îl cumpăram cu 3,4 euro pe bucată. Este incredibil cât de mult au crescut prețurile și problema pe lângă că preț este că nici nu-l au pe stoc și se aduce numai la comandă. De exemplu, sunt aici 0 pe stoc și au 1546 care vin la comandă. Și probabil la anul prin luna mai. Este incredibil ce a ajuns piața de semiconductori. Și bineînțeles, această situație ciudată este la fiecare distribuitor. De exemplu la Mauser 7,38 euro, la Farnell 7,99 euro plus TVA, deci mai scump la bagabonți ăștia, iar aici e 7,7 euro, da? Și bineînțeles peste tot e 0 pe stoc, 0 pe stoc și 0 pe stoc. Și aici este și un pic ciudat, tot timpul stocul se termină la toți în același timp, da? Bineînțeles, toți mari distribuitori iau de la aceeași sursă, dar este un pic ciudat. De fiecare dată când se termină un stoc la Mauser, se termină și la Farnell și la alți distribuitori. Da? Bineînțeles, fiecare iau din același loc. Și probabil și dacă comanzi ceva de aici, cred că scade pe stoc și de la Farnell și de la ăștia, da. Oricum, prețurile sunt exagerate. Deja este ciudat în faptul pentru că înainte de pandemie, de război și de prostiu, aveau tot timpul pe stoc, da. Și eu comand săptămânal componente de la Mauser, de la Farnell, și de alte shop-uri de pe aici prin Germania, tot timpul au fost stocuri pline. Tot timpul au fost stocuri pline. Deodată cum au apărut problemele astea, deodată s-au golit stocurile, da, de pas pe mâine. Și asta este destul de ciudat. Bineînțeles, situația este destul de dificilă pentru toți producătorii de componente, dar totuși se și profită de situația politică, socială și așa mai departe. Este destul să nu fie, eu știu, neapărat afectați de situația actuală, dar folosesc această strategie pentru a ridica prețul sau pentru a strica tot business-ul, toată afacerea. În fine, acum, sincer să fiu, nici nu știu cum gândesc corporațiile astea mari. În primul rând, ideal este să-ți vinzi produsul, nu să îl pui la un dita mai prețul și oricum nu cumpără nimeni, da? Și mai sunt și alternative, da? De exemplu, am observat că cei de la Toshiba încă au tranzistori pe stoc și la prețuri foarte, foarte bune încă. De exemplu, eu sunt interesat de tranzistori de putere, în special, o să mergem pe Toshiba. Și hai să mergem la
puteri mai mari, așa, să spunem 100 de W, 130, 150, aici sunt mai mulți. La 150 de W și deja sunt aici mai mulți tranzistori pe stoc și au prețuri destul de bune, da? Deci aici este și o chestie de management la producător sau ce vor de fapt să facă, da? De ce, de exemplu, ăștia de la Toshiba au la preț bun, iar ăștia de la ON Semiconductor au ridicat prețurile, da? Acum, na, ce să zic, nașpa. În fine, mai vorbim. Ciao!